pentru acasă. Clasa A. Așa, la geometrie. Mulțumesc frumos! Te salută Mati, poate adevăr urmărește lecția? Da, mă gândesc și eu. Să încerce să urmărească. Da? De la de geometrie. Va fi nevoie să urmărească mai ales pentru că are temă de făcut. Așa s-a situat repede în poziția celor care urmăresc lecția de acasă. Bine. Și acum, dacă nu se aude, să ne sune. Păi. E sub control. În felul ăsta. Zice așa. E nuțul rar, să înțelegem foarte bine. Dacă avem un triunghi ascuțit unghic și un unghi ascuțit, da? Da. Dacă și... într-un triunghi care se opune unei laturi este ascuțit. Deci notăm A, B, C. Și B-ul și C-ul sunt unghiuri ascuțite aici, da? Pătratul acelei laturi este egal... Hai să zicem așa. Acceptăm că unghiul C este mai mic decât 90 de grade, da? Măsura lui C e mai mic decât 90 de grade. Și atunci, pătratul acelei laturi, pătratul laturi opuse unghiului... Da, adică deci, AB. AB, da, pătrat. Este egal cu suma pătratelor celorlalte două laturi. Adică lui AC da, și a lui CB. Da. Deci suma, suma celor pătratelor, nu simple. Da? Fiecare la pătrat. Da, da, suma da, pătratelor. Da. Deci egal cu AC la pătrat plus CB la pătrat. Minus de două ori produsul dintre o latură și proiecția celorlalte pe A. Minus de două ori produsul dintr-o latură. Dintr-o latură și proiecția celorlalte pe A. Celeilalte. Celorlalte. Nu, mai bine. Celeilalte. Celeilalte pe A. Celeilalte produsul dintre o latură. Hai să zicem CB. Deci minus CB. De două ori produsul dintre o latură, adică CB. Și proiecția celeilalte pe A. Și proiecția a celeilalte a lui AC pe A. Care e proiecția? După perpendiculara din la... CD. Și CA prim. Și C... CA prim. CD. A prim. Și CA prim proiecția, da? Umbra. Deci dacă o iau pe asta CB, ia umbra celelalte. Uh-huh. Iar dacă o luam pe CA, luam umbra lui CB, care pica undeva în afară. Perpendiculara din B pe CA, pica undeva în afară. Corect. Dar eu am preferat să o iau pe asta. Ca să fie mai clar. Da? Să vadă că e proiecția mult mai ușor de văzut. Da. Și că pică în interior de data asta. Da? Deci orice A prim, da? CB orice A prim. Ai înțeles? Deci, pătratul unei laturi, pătratul laturii care se opune unghiul ascuțit. Care se opune unghiul acelea ascuțit. Uh-huh. Este egal cu suma pătratelor celorlalte două. Minus. Minus de două ori produsul dintre una din laturile care formează unghiul cu proiecția celelalte pe ea. Rezolvat una din cele două. Deci una din cele două. De ori de A, C, ori CB. Una din cele două a laturi. Care... CB. Da. Da. Păi una, uite, pătratul lui AB. Și CB, proiecția lui CB față de CA. Da. Dacă ai luat-o pe CA da. De bază, CA de bază, pardon, CB am luat-o noi de bază, pentru cealaltă nu mai e pe ea în totalitate, ci proiecția ei. Mm-hmm. Proiecția. Dacă o luam pe CA de bază, ziceam aici CA minus CA de două ori CA. Minus de două ori CA ori proiecția lui CB. Uite perpendiculară, aici pică perpendiculară. Aici e prim. Și trebuia să spun CA, CA ori C B prim. Ai înțeles? Proiect. Eu așa am înțeles. Mai citești o dată problema. Dacă într-un unghiul care se opune unei laturi este ascuțit, pătratul acelei laturi este egal cu suma pătratelor celorlalte două laturi, minus de două ori produsul dintr-o latură și proiecția celorlalte celelalte pe ea. Celelalte pe ea. Minus de două ori produsul unei laturi
înmulțit cu proiecția celelalte pe ea. Mm-hmm. Da? Celelalte pe ea. Sau ce... E clar așa. E, da? Și vorba de cele două laturi care formează unghiul. Unghiul. Ascuțit. Unghiul ascuțit. Pentru că pentru unghiul obtuz va fi cu... Da, auci unghiul obtuz. Hai zi. Dacă într-un unghiul care se opune unei laturi este obtuz, adică, cum ar fi la noi ăsta de aici? Au. Atunci pătratul acelei laturi, adică a cui? CB. Da. Este egal cu suma pătraturilor celorlalte două. Da. AC. AB. AC pătratul sau AB pătrat. Adunate cu dublul produsului dintre o latură și proiecția celelalte pe ea. Exact. Adunate aici. Deci nu mai este minus, ci cu plus. Nu mai e cu minus, ci cu plus. Da? Deci să scriem și asta, domnul. Deci, zicem, cum ar veni BC la pătrat? BC pătrat. Deci, hai să spunem că unghiul A, așa, măsura lui A, mai mare de 90. Mai mare decât 90 de grade. Atunci rezultă că BC pătrat egal este egal cu... Anca, BC pătrat egal cu... egal cu A ce la a doua. Așa. A ce la a doua. A plus... plus CB la a doua. Nu. Care formează unghiul. A plus AB, da, AB la a doua. Plus, plus de două ori. Una din ele ori. Care vrei? AC. 2 ori CA sau AC. AC, da. Ori proiecția celelalte. Ori CB. Nu, no, proiecția. B prin B. Proiecția lui A, B pe CA. Umbra. Umbra lui AB pe CA este AB prim. Atât. Că umbra astea pe ea, uitați-o asta, este doar atât segmentul ăsta. Este dus pe perpendiculară. Deci am dus perpendiculară din B. Din B. Pe. Adică e tehnica de asta. De AC. Da? Uitați, dacă am... Care e umbra segmentului ăsta? Deci asta e o dreaptă. Dreapta D. Cu un capăt suntem pe dreaptă, în A, în M. Și N, nu mai suntem pe dreaptă. Proiecția este... perpendiculară. Duc aici, N. Prim. Și asta e proiecția. Da, da, da. Da? Ea este mai mică. Că asta devine ipotenuză. În triunghiul A, B, prim B, devine ipotenuză. Și astea sunt catete. Corect. Și cateta... este mai mică decât ipotenuză. Da? Da. 2AC ori AB prim. AB prim. Înainte când am vorbit de proiecția lui CB, proiecția lui CB pe AC a fost CB prim. Corect. Că proiecția asta e toată. Corect. Un capăt stă pe dreapta asta. Da? Și cu capătul ăsta e... nu e pe dreapta. Și atunci când duc perpendiculară, umbra ei, a lui BC, este de la C la B prim. Corect. Pe când umbra lui AB este de la la B prim. Corect. Și acolo, la măsura lui C mai mică decât 90 de grade, de două ori, de exemplu, umbra lui CA pe CB nu e CA prim? Umbra lui C? A. C, A. Pe CB. Pe CB. E CA prim, da. CA prim. Și acolo ziceam CB ori CA prim. Păi așa. Nu e CA ori CA prim? Păi e minus de două ori produsul dintre latură, o latură, da, una din laturi, și proiecția celeilalte. Proiecția celeilalte, nu proiecția laturii respective. Și proiecția deci ei. Proiecția pe CB am luat-o, și proiecția, în loc să iau pe CA, nu iau pe CA, iau proiecția asta, adică CA prim. Deci o latură o iei. Și în loc să iei și a doua latură, iei proiecția ei. Așa e și aici. Da. O latură o iei. Și în loc să iei și a doua latură, iei proiecția ei. Proiecția ei pe latura respectivă. Exact. Da? Proiecția celelalte pe latura care e luată, da, de bază. Deci nu la aceeași, da. Iei latura și proiecția laturii. Nu. Și proiecția celeilalte. Da? Deci trebuie să înțelegem conținutul. Demonstrația, mă rog, o înțelegem, o facem acolo și înțelegem. Că e Pitagora pe exact acolo, parcă în triunghiul dreptunghi. Asta se înțelege, domn profesor, care e proiecția și cum? Asta este esențialul, da, să înțelegeți
să înțelegi relația ca să o putem aplica pe un în probleme. Urmează probleme. Deci, pătratul unei laturi, dacă unghiul ascuțit, pătratul laturii care spune unghiul ascuțit este egal cu suma pătratelor celor două unghiuri care celor două laturi care formează unghiul minus de două ori o latură și proiecția celelalte pe latura aceasta. Dacă zic CA de bază ori proiecția lui CB pe latură care este CA prim. Dacă zic CB, proiecția lui CA pe CB. Domnul profesor, ca să mă convinc că am înțeles, să zic acum pentru unghiul B, că și ăla e ascuțit. Sigur că da, asta. Pentru unghiul B. Ce era a doua? Hai să punem. Deci măsura unghiului deci, B mai mică decât 90. Aici ce să spunem. Măsura unghiului B e mai mică decât 90 de grade. Ce rezultă? Ia ce era a doua? Ce a la a doua? A ce? De ce nu începeți doi cu A-ul? Litera. Da, A-ce, alfabetică. Da. C la a doua, egal, la egal cu CB la a doua plus AB la a doua. De C la a doua plus AB la a doua. Minus. De două ori. De două ori, da, asta e. Minus de două ori AB. AB. O ia pe AB. Bun. Ca să complici viața. Minus de două ori CBC. Hai, revin. Hai. BC, că o să-ți faci și BC. Ori A prin B, ca ai proiecția de așa. Ori A prin B. Corect. Iar dacă mă duceai așa, minus de două ori AB, ori proiecția lui C, B pe AB. Și atunci trebuia să duc proiecția pică în afară. Și aia pică în afară. Corect. Da? Și de aceea, când ai zis că ai luat pe... Dar proiecția lui C, B pe AB, nu tot A prin B? CB pe AB. Cât este proiecția lui CB pe AB? Tot, nu-i tot A prin B? Pentru că îți duci perpendiculară, mama. Păi, dacă a zis... BC. Acum, dreapta de bază, e luat-o AB, da? Da. Și iată că un capăt e pe dreaptă și celălalt îi desfiduși proiecția. Și acolo... Asta e umbra. Ce umbra lui CB, ce prim. Așa, și care este umbra? Umbra lui CB este... BC prim. BC prim. Ai înțeles? CB pe AB. Da, mama. Umbra lui CB, proiecția lui BC pe AB, vezi că B e pe dreaptă. Și duci din C o perpendiculară, o prelungești pe AB. Din capătul celălalt. Din capătul celălalt al dreptei. Din C. Care nu este pe dreaptă. Pe dreapta AB. Duci în perpendiculară, ca aici. Ca să obțin pe N prim. Și atunci, vezi că BC e mai mare, iar umbra e mai mică. E C prim B, umbra lui, da? Umbra lui BC. De ce când tu ai început cu BC... Așa, cum era început? Acolo? Minus de două ori, cum a început ea AB? Minus de două ori AB. Aici aș putea spune în varianta ta minus de două ori AB. Ori? Ori? Ori cine, Miro? Ori C prim. C prim B. Nu C prim, nu înălțimea, mama. Proiecția. Nu asta. Asta te ajută să găsești umbra ei. Exact, nu înălțimea. Înălțimea e dus-o ca să te ajute să când bate soarele așa, umbra, când mergi pe stradă, ne văzi umbra ta. Bate soarele aici, umbra ta e acolo. Ai înțeles? Umbra lui BC. Îi BC prim. Da. Deci perpendicular. Când soarele urcă mai sus, umbra se micșorează. Soarele mai jos, umbra mai mare. Corect. Deci, e funcție de poziție. Ori BC prim, să notați, domnule. Da? Ori B... C prim. C prim. B, C prim. Încă nu înțelege aici, dar... Mai insist, mai insist. Uite, facem un alt triunghi cu M și N la fel. Exact. Da. Deci triunghiul ăsta este. Să am și un unghi obtuz. Nu, să-l fac în partea asta. Da? Iată. Păi nu înțelegem, nu ne-am făcut probleme. Corect. Pe tot secretul și... N-a deci... M, N și P. O să rog pe Anca acum să lucreze. Anca, din cele trei unghiuri, spune-mi care sunt ascuțite și care sunt obtuze. M, P, N. A zis care sunt obtuze. Pot să fie într-un triunghi mai multe unghiuri obtuze. Un singur. Deci, care sunt unghiuri, corect formularea este așa. Care sunt unghiuri ascuțite și care este unghiul obtuz?
Deci când ai zis unghiul, e unul. Da. Zi, că aici nu-i confuzie. Nu-i loc de confuzie. Și pe și în ascuțit. Așa. Pentru pe ascuțit. Da, pentru vreau, pe, corect. Pentru pe care este ascuțit, trebuie să scrii teorema Pitagora să le emoți, teorema Pitagora generalizată. Avem măsura lui pe mai mică de 90 de grade. Acum nu trebuie să mai. Deci zicem, pe e mai mic decât 90 de grade. Măsura. Da. Sau... Da, măsura lui P, corect este așa. Măsura lui P e mai mic decât 90 de grade și atunci rezultă că... M pe la a doua, M, M, M la care se opune. Care se opune unghiul acela. Da. Da? M la a doua. M, totul la a doua este egal cu... P M la a doua plus M la a doua. P M, totul la a doua plus P N, totul la a doua, minus... Minus. Minus, că e unghiul ascuțit. E unghiul ascuțit, e minus. La obtuz e cu plus. Da. Minus. Minus 2 ori pe M. 2 ori pe care? Pe M, nu? Pe M, o la pe M. Și proiecția celelalte... Alu până pe M. Pe M. Mână. Ai, nu e adevărat. Lui pe N. Pe PM. Pe PM. De acum trebuie să o vezi pe asta ca pe o dreaptă. Ducem-o pe perpendiculară din M pe PM. Deci o vezi ca pe o dreaptă. Care are un capăt pe dreaptă, are pe P. Și din N duceți perpendicular. Și din N ducem perpendiculară. Pe prim. Să notăm punctul ăsta. Pe prim. N prim, hai să zicem, N prim, da? Ca lui N, da. Pe prim, N prim. Și care e proiecția? Care e proiecția lui P, N? P, N, pe P, M. N, P, N, pe P, N prim. P, N prim. Nu, mă, P, N prim este proiecția. Da? Vedeți, asta e mai mare, lui P, N, și proiecția este asta. Am dus perpendiculara și P, N prim. Deci aici voi nu înțelegeți, nu? Adică ați văzut și proiecția lui PM pe mână, nu? Proiecția lui? PM pe mână. Nu pe mână. Pe PM. Deci PM pe PM. Nu vedeți că este mult prelungită, domnul profesor. Ia uite, am zis așa, că este egală cu suma pătratelor răsturilor două, ăstea și cu astea, minus de două ori. Am luat-o pe PM, una din laturi. Deci minus de două ori. Una din latură, putea să fie asta sau asta, i-au luat-o pe asta, da. Ori nu cealaltă, ci proiecția ei pe ea. Pe cealaltă. Pe prima, pe care am luat-o în discuție. Și proiecția lui PN pe MN? Proiecția lui PN pe PM. Pe PM, mama. Deci proiecția lui PN... Pe PM. Pe PM, care eu am prelungit-o. Și sunt în situația cam un punct pe dreaptă. Și cealaltă este în aer, nu-i pe dreaptă. Și atunci proiecția lui N e în punctul N' și a apărut ca lungime PN' care e umbra lui PN. Așa este proiecția lui cui? Lui PN. Pe cine e dusă? Pe PM. Așa se scrie. Proiecția lui PM, până, proiecția lui PM, pe PM, până pe PM. Deci aici cum spune? PM oricine? Până prim. Până prim. Totul, Anca, scrim aici minus 2 ori. Pe N, cealaltă. Pe N, cealaltă, de loc de bază. Pe N, ori... Dar uite, ce scrie. Ce nu înțelegi? Pe N, ori proiecția lui pe M. Este pe tablă proiecția lui pe M? Pe N. Proiecția lui pe M. Nu, o ducem. Pe unde o ducem?
Liniem, corect. Liniem. Sunt perpendiculară. Și am găsit punctul M1, M'. Și care e proiecția lui? PM pe până. Care este? PM prim. Corect. Asta este. PM prim. PN, cum am scris, ori P, M prim. Mai iau încă o dată. Cerc pătratele e treabă simplă. Da. Minus. De două ori una din ele. Ori pe PM, cum am luat-o aici. Ori pe PN, cum am luat-o partea asta. Dar cealaltă nu este PN, ci proiecția lui PN, asta care ar trebui să așa, pe cine? Proiecția lui PN pe PM. Și PN prim. Iar aici, din cele două, am luat-o de bază pe cine? Celălaltul am luat-o PN. Și în loc să iau pe PM, iau proiecția lui PM pe PN. Proiecția lui PM pe PN, care este PM prim. Hai să mai vedem și la unghiul N. Deci măsura unghiului N este mai mic decât 90 de grade. Și atunci, ce spunem? M P la a doua este egal cu M la a doua plus N P la a doua egal cu M la a doua plus P la a doua minus de două ori pe una o iei de bază. N M. În loc de să pui NP, proiecția lui NP pe NM. Proiecția lui N. M prim N. NP pe NM. NP pe NM. O prelungim pe NM. Vezi că nu-i dus, mama, o prelungim. Pe cine? Pe NM. O prelungim pe aia ca o dreaptă. Deci o să vedem ca o dreaptă. Da. Vedem că unghiul N este unghiul comun, adică unghiul care unește cele două laturi. Da? Și din ce ducem perpendiculară? Din P. Pe. Așa, și o să fie P prim. Și care e proiecția? P prim. Din nu pleci, din unghiul, din colțul celor două care unesc, din unghiul celor două laturi. Pentru că ea e cu un punct pe dreaptă și cu cealaltă era în aer. Și atunci am dus perpendiculară și atunci toată de aici. Că vreau să spun așa. Hai să insist încă pe ceva. Vreau să înțelegeți bine că dacă nu înțelegeți, repet, totul provine că nu știți să faceți proiecția. Proiecția. În general, proiecția unui segment pe o dreaptă. Hai să vedem așa. Deci dacă am o dreaptă și un segment, uite așa, M. Care nu are niciun capăt pe dreapta. Da, niciun capăt pe dreapta. Atunci proiecția acestea îi ducem din mână și din perpendiculară și vă obține M1 și din N și înseamnă de 1. Da? Care e proiecția? M1. Asta este proiecția. Dar acum, dacă duc așa, mi-închipui că dreapta mână a coborât încât M-ul a ocupat poziția lui M1, adică, iată, în momentul de față... Mai faceți-o mai bine o dreaptă, domnule. Nu. Vreau să atrag atenția. Figura asta care s-a format acum, ce este M1, S, N? Ce este figura asta? O dreaptă, paralogram. E paralogram. Ce știm că într-un paralogram, cum sunt laturile? Opuse și congruente, paralele și două congruente, două câte două. Deci asta e cât asta. Corect. Deci proiecția lui MN este ca și cum ar fi proiecția lui M1S. Deci când era în spațiu, știu ce s-a în proiecția. Dus din fiecare perpendiculare, da?
Dar dacă are un capăt chiar pe dreaptă, nu mai e ce perpendicular să-i mai duci. Este chiar acolo. Nu rămâne decât să duc perpendicular din S. Și care e proiecția? Tot M1, N1. Deci am insistat și am spus, dacă e în aer, duci și perpendicular, dacă e cu un capăt, nu am ce să mai duc din capătul ăla. Că deja este pe dreaptă. Proiecția coincide chiar cu punctul respectiv. Și atunci numai din capătul celălalt duc proiecția. Așa, asta. Și aici, ăsta, M1 ies și M1, deci cum să zic, mama, e unghiul care formează cele două laturi despre care discutăm. Da, deci tot timpul asta, suntem în situația asta aici. Da. Pentru că e vorba de unghiul format. Exact. Și un capăt al celălalt segment este chiar pe dreaptă. Exact. Deci de aceea zicem, -2 nm, ori proiecția celelalte pe latura asta, ori N pe prim, ori N pe prim. Dacă am fost -2 nm, acum punem și o luăm de nm. -2 nm, da, -2 nm, ori proiecția lui N, M pe nm acum. Proiecția lui N, da. N prim, că e umbra lui N, M, pe N, P. Deci N-i... N-i de așa pe dreaptă. Și numai din M duc perpendiculară. Și atunci a apărut segmentul acesta. Asta e proiecția. Proiecția lui N, M, a lui N, M, a făcut-o. Pe cine? N, M, pe N, P. Pe N, P. Așa și acum proiecție P, M, 1. Cum? P M prim este proiecția lui PM pe N. A lui PM pe cine? Pe PN. Deci asta când am dus proiecție, de unde am dus-o? Din pe N, M. Înseamnă că ce vezi tu așa este proiecția lui P, M pe N, M. I-a auzit de P, M prim, domn profesor. P, M prim? Da. Asta e întrebat? Da. P, M prim este proiecția cui? Lui P, M. Lui P, M pe P. N, P. Exact. Da. Da. P, M prim. Poate în probleme să mai clarifică lucrurile. Dar e simplu. Cele două la pătrat, care formează unghiul, minus de două ori una din ele, ori proiecția celelalte pe latura respectivă. Dar trebuie să duceți ca să găsiți proiecția, duceți din capătul, hai să clarificăm așa, ca să duc proiecția celelalte laturi, dacă am luat-o pe N, M, proiecția celelalte din capătul lui P, duc perpendiculară pe latura. Și găsesc lungimea segmentului acesta. Și mai aud niște teoreme. A cui zi? Teorema Stewart. Dacă A, B, C sunt coliniare în această ordine, pentru orice punct M are loc relația. M A la două ori. Stai să vedem să luăm. Da. Deci luăm trei puncte coliniare. Deci uite așa, luăm. Trei puncte coliniare A, B, și ce? În această ordine, da? Da. Pentru orice punct M are loc relația. Pentru orice punct M din plan, pentru orice punct M din plan are loc relația. M A la a doua ori BQ. M A la a doua ori BQ. Plus M C la a doua ori AB. Atenție, să nu se înțelegem bine. Deci M A la a doua ori BC, adică latura cealaltă, da,
plus MC la a doua ora B. MC la a doua ori AB minus MB la a doua ora C minus MB la a doua ora C ori AC egal cu AB ori BC ori AC. AB ori BC ori AC, da? Uh-huh. Hai să o înțelegem. Păi vă gândim așa. M și vedem că e A, B, C, C, A, B și B, A, C. Deci A, B. Deci M A pătrat. Deci ne imaginăm triunghiul ăsta A, B, C. M, A, C. C. M, A, C. Și M, B, că parcă ar fi mediană, dar noi la mijloc e impus la întâmplare, da? Deci în mintea noastră urmează un triunghi și un punct B pus între cele două, unind așa, și atunci MA pătrat ori BC plus MC pătrat ori partea cealaltă, ori AB, da? Minus MA, MB pătrat asta, ori tot AC-ul, da? Egal cu AB ori BC ori tot AC. A, B, ori B, C, ori tot A, C. Deci asta din viața lui Stuart, încă o dată. O latură asta la pătrat. A, B, C, pe B, C, ori da? B, C. Ori B, C, adică ar fi proiecția lui M, dar nu-i proiecție, că e doar la întâmplare. Da. Da? Ori B, C, plus M, C pătrat. Facem o legătură cu teorema... facem o legătură cu teorema Pitagora generalizată. Adică, asta la pătrat plus asta la pătrat, nu? Minus de 2 ori produsul lor acolo, o latură la pătrat, asta așa la pătrat, egal cu asta la pătrat plus asta la pătrat, minus de 2 ori produsul ăstor 2 ori, ori minus de 2 ori, să spun pe cealaltă cu cosinusul unghiului. Dar minus de 2 ori una din ele mulțită cu proiecția acestea pia, da? Și atunci zice, asta la pătrat, dar mulțită cu asta de aici. Da. Plus asta la pătrat, dar mulțit cu asta la pătrat. Și minus. Minus asta la pătrat, ori toată asta. Da. Egală cu asta, ori asta, și ori toată asta. Adică cele două bucăți și ori toată asta. Și totdeauna minus, minus e cea din mijloc, da? Minus totdeauna cea din mijloc. Da. Deci A, B... Nu putem să luăm minus... Nu. Oricum. Nu, neapărat numai așa. Numai așa, înțelegeți? Vă închipuiți un triunghi mare, cum ar fi MAC. Așa ne închipuiți. Și minusul luați MB-ul, cea care ar fi ca o mediană. De aceea a spus ABC în această ordine. ABC în această ordine. Da, în această ordine. Și dacă se întâmplă relația asta, înseamnă că ABC sunt coliniare. Aha, așa demonstrăm că sunt coliniare. Deci este încă o variantă de colinearitatea punctelor. Am avut-o și pe cine am avut acolo? Menelau. Menelau, pentru, corect. Pentru asta, Stuart, sau cum se numește. Da. Stuart și, de asemenea, avem și ce știam noi despre toate celelalte care știam tot felul de posibilități. Deci, pentru colinearitatea, aici este cu dacă și mai dacă. Dacă are loc relația, atunci ABC sunt colineare. Iar dacă sunt colineare, are loc relația. Uh-huh. E direct și reciproc. Am înțeles. Hai să mai înțelegem. Dacă o avem în minte, putem să facem. Deci vine. MA, vine. MA la pătrat. Da, dar știți la ce mă gândesc? Dacă punem MA, mă gândesc la celelalte două, ABC. MA la a doua ori BC. Vedeți că face ABC, CAB și BAC. ABC. Adică acolo, la a doua ori BC. Tu vrei litere și astea ABC, da. Așa? Eu am cam așa. Nu literele ca ordine. Nu, când n-ai... Povestea, dacă îmi schimb literele acolo, exact. Mână pe el, la întâmplare, tu ai pe, ești în ceață. Exact. Te legi de lucruri nesemnificative și reții lucruri care nu sunt irelevante într-o discuție, într-o teoremă. Da, deci da, să reținem așa cum trebuie. Deci, este o triunghi a... EMA C și
luăm un punct la întâmplare pe A, B. Pe C, B. Și dacă are loc relația, latura asta la pătrat, ori bucățica asta, plus latura cealaltă la pătrat, ori AB, minus MB, ori toată AC, la pătrat, MB la pătrat, ori toată AC. AC. Atunci, atunci egal cu, și egală cu, și egală cu AB, AB ori BC ori AC, atunci punctele sunt colinare. Să mai dau un, cu alte notații. Deci, uite, am așa un triunghi. Triunghiul M, M, P și un punct L. Spunem, spune-te. N, L, L și P sunt coliniare. Dacă și numai dacă. Dacă și numai dacă. M, N la a doua ori L, P. Corect. Plus M, L la a doua ori N, P. Plus cât? Cine? M, L la a doua. M, P. Plus M, P la a doua. Aia o e minus. Așa, M, P la a doua ori N, L. Și aia o e minus din mijloc. M, L la a doua ori N, P. Ori. Ori. N, P, da. Egal cu? A, L, nu. N, L, ori L, P, ori N, P. Ori L, P, ori N, P. Corect. Ai înțeles? Aia o zici cu minus din mijloc. Corect. Da? Deci așa trebuie reținută. Vezi? Dacă ABC cum țineai tu minte... Dar totul e NLP. X, T, L, da, până la iurea. Deci încearcă așa să o rețin. Dacă vrei să ții minte așa, încearcă așa. Dar mi-e teamă ca nu cumva într-o anumită situație să ai un moment de confuzie. Și de aceea, cel mai bine cât NLP, până L, L, N, P, nu știu ce. Cel mai bine așa. Cel mai corect este ce spun că minus e cea din mijloc. Așa. Ori toată asta. Da. Acum, trebuie să aveți grijă ca să fii la 3 aici. 2 și cu 1, 3. 2 și cu 1, 3. 2 și cu 1, 3. Nu se poate ca aici să spui M, L din fugă, ori L, N. Ori L, N, P. Da. Ca fi gradul 2 aici. 1 exact. Și cu 1 fac 2. La și aici da. Nu-i la a treia, toți termenii trebuie să fie la a treia. Și aici e 1, 1 și 1, tot trei fac. Tot la a treia, corect. Deci este important să faci și această legătură. La a doua, acolo. Da? La... Ultimul, la urmă. Așa. Da, la a doua. Așa. Este important să înțelegi și așa. Trebuie la probleme și vedem ce au înțeles. Da. De la 158. Deci avem... acum posibilitatea să vedem în ce măsură v-ați prins de... Exact. Vedeți, ce am înțeles eu de aici? Că se fac niște rezultate, dar trebuie înțeles conținutul lor. Exact. Nu așa mecanic. Că n-avem șanse să aplicăm în probleme. Asta vreau să vă spun. Dacă reținem mecanic. Acum, demonstrația în sine... o aveți făcut acolo, nu mă mai ocup eu de chestia asta, dar este important rezultatul. Da. Pentru că în probleme aplicăm rezultatul acestor două teoreme. Teorema Pitagora generalizată și teorema Stuart. Am înțeles-o eu și voi încă nu? Acum vedem, domnule. Dar am repetat o dată, două ori, trei ori. Da. De 4 ori. Da. O să poate. Problema 5 era 158. În ipoteza avem triunghiul ABC. Deci 5 de la? 158. În ipoteză, triunghiul ABC oarecare. 3. În ipoteză. Se dă un triunghi ABC. Da. AB egal 2 mână. AB C. Egal cu... Da, ABC. AB egal cu 2 mână. Ori mână. Ori nu, ori nu. Ori mână mici, nu? 2 mână ca numere. Exact. AC egal cu M pătrat minus N pătrat.
și BC egal m pătrat plus n pătrat. Cu mn aparțin lui Z. Deci lui mn Z, și mn sunt numere din Z stelat. Adică sunt numere întregi. Da, și m e mai mare ca n. Și mai avem că m mai mare ca n n-ar avea rost aici. Că nu poate să fie măsurat, nu poate fi negativ. Corect. Dacă m-ar fi mai mic ca n. Să aflăm în concluzie. Măsura unghiului BAC. Măsura unghiului BAC. C. Atât. Egal cu cine? Facem un triunghi? Da. Sigur că da. Facem un triunghi. Avem că triunghiul ABC. Avem că AB e 2 mn. 2 ori mn. Avem că AC este m pătrat minus n pătrat. Iar BC este m pătrat plus n pătrat. Corect. Deci trebuie măsura lui B, A, C. Adică unghiul din A. Cât este unghiul A? Să aplicăm Pitagora generalizată? Păi ăla e un unghi obtus? Nu. Cred că e dreptunghi. Cred că e dreptunghi. Și dacă ar fi dreptunghi, ar trebui fi... ca B că la a doua să fie egal cu A că la a doua plus A că la a doua. Așa simțim, că dacă autorul da, ne... Nu ne... Dar avem și reciproca lui Pitagora. Corect. Deci triunghiul A, B, C are măsura lui A egal cu 90 de grade. Dacă și numai dacă. Cea opusă unghiului la care experimentăm să fie 90 de grade. Adică BC pătrat, îi vezi, dacă și numai dacă. Da. Adică și înainte și înapoi, dacă are loc relația din 90, dacă din 90 are loc relația. Da. BC la pătrat egal cu AB pătrat plus AC pătrat. Da? Așa trebuie să întâmple. Da. Echivalent cu. Păi să înlocuim, nu? Pe BC, adică m pătrat plus n pătrat plus n pătrat. Da. Să fie egal semn de întrebare. Cu AB pătrat, că o schimb pe AB. De două ori mână. 2 mână la pătrat plus mână pătrat minus n pătrat la pătrat. Corect. Să lucrăm la ea. Echivalent cu. Să lucrăm dacă îi să nu egalitate. Să vedem. Echivalent cu. M pătrat plus n pătrat este un binom la pătrat. Și știm să ridicăm binomul. Să ridicăm. M la a patra. Da. Deci m la a patra. Plus 2 ori mâna a doua, mâna a doua. Da. Plus? Plus mâna a patra. Corect. Asta am făcut-o. E egal cu. Egal cu. Ajută-mă, mi-e rog, că nu știu ce să. 4 mâna a doua, mâna a doua. 4 mâna a doua, mâna a doua. Plus? Plus. Plus. Și acolo tot în bine. Mâna a patra. Da. Minus 2 m pătrat, n pătrat. Da, minus 2. M pătrat de 2 numărul al doilea și plus m la a patra. Plus m la a patra. Păi și să vedem. Avem n la a patra e. Și egal cu, domn profesor, avem da, termen asemenea. Echivalent. Acolo. Echivalent. 4 m la a doua, n de la a doua, minus 2 m d la a doua. Da, e egal cu. Așa. Egal cu 2 m la a doua. Deci e adevărată. E adevărată. Deci este identitate, nu? Deci dacă vrem. Acum pot să spun că stânga isocopii, zici tu, nu? Da, m pătrat m la a patra plus 2 m la a doua, n la a doua plus n la a patra. N la a patra este egal cu m la a patra, ca să fii tot la fel. Da, m la a patra mai întâi. Da. Și acum ce e acolo? 2 m la plus la a doua. 4 m pătrat n pătrat minus 2 m pătrat n pătrat face plus 2 m pătrat n pătrat și plus n la a patra. Păi. Este identitate. Adevărat. Deci unghiul de 90 de grade. Înseamnă că unghiul de 90 de grade, care dacă și mai dacă. Corect. Deci rezultă că neapărat măsura unghiului A egal cu 90 de grade. Ce-a avut autorul aici?
să vadă dacă știm reciproca teoremă lui Pitagora. Corect. Deci dacă într-un triunghi se întâmplă ca pătratul unui latur să fie egal suma pătratelor celorlalte două, atunci triunghiul este dreptunghic. Da? Și am mai vrut să vadă dacă știm să ridicăm la pătrat pe acolo, din oamenii acelea, nu degeaba se leagă cu ce a fost înainte, da? Cu ce a făcut la clasă, la algebră, calculul algebric este aici pus în evidență. Mergem mai departe. Problema 6, de la pagina 158. 6, da. De la 158. Care sună cum? Care sună așa. Dacă A mic, B mic și C mic sunt laturile unui triunghi ABC. Aproape nu trebuia făcută figură aici, nu se spune. Da, corect. Deci dacă A mic, B mic și C mic sunt laturile unui triunghi ABC. A mic. B mic și C mic laturile triunghiului ABC. Demonstrați că triunghiul ABC triunghiului ABC. Și da. Noi am spus cum. Latura care spune triunghiului A mare X mai trebuie cu A mic. A lui da. B mare cu B mic și C mare cu C mic. Da? Da. Deci dacă aș lăsa triunghiul de aici și îl și las, ar trebui să spun așa. Care e asta? Care e A mic? Care e B mic? Care e A mic? A mic e AB. Care e A mic? AB. Nu. Păi, amic e cea care se opune unghiului A. Asta e amic. Latura care se opune unghiului A e amic. Latura care se opune unghiului B e B mic. Adică care? Vedeți, ea nu știe asta, Mirona. Eu am sesizat slăbiciunea asta la ea. Și de asta ea nu vrea să lucreze cu amic și B mic. Din cauza că nu știe asta. Păi de aceea, chiar trebuie să faci mare efort? Da. Deci, latura care se opune unghiului A, latura, este... Unghiul ăsta-l vezi? Se vede de acolo? Da. Bun. Asta e latura care se opune. Și notăm cu amic. Cu amic. Latura care se opune unghiului B, B este AC și o notăm cu B mic. Și latura care se opune unghiului C este AB și o notăm cu C mic. Acum ai înțeles? Deci okay. E foarte simplu. Ca să nu lucrăm cu două litere, să lucrați litere mici. Corect. Să demonstrăm că triunghiul ABC este dreptunghic dacă... Triunghiul ABC. În ipoteză, este dreptunghic dacă... Să demonstrăm asta. Da, să demonstrăm asta, da. Da? Un triunghiul ABC dreptunghic. Este dreptunghic dacă. Dacă. Da. A. A mic. A mic. A supra B, A mic supra B. Da. Minus C supra B egal cu B supra A plus C. La B mic. Hai să facem pe asta. Hai să facem pe asta. Că sunt probleme diferite. Corect. Și te să demonstrăm asta? Păi da, asta. O avem pe asta. O avem pe asta, să arătăm că e dreptunghi. Adică n-ar fi de... Din asta lucrată, să rezulte ce, Miruna, așteptă noi? Că e dreptunghi. Adică? Adică... A pătrat egal cu B pătrat plus C pătrat. Mm-hmm. Dacă e dreptunghi, funcționează de, Pitagora. Deci, în unghiul dreptunghi unde? N-a spus în ce unghi? Nu. Demonstrați că triunghiul ABC este dreptunghi dacă. Dacă. Nu știu, o prelucrăm, dar dacă va ieși cu ceva la pătrat egal suma pătratelor celorlalte două, e dreptunghi. E dreptunghi și o vedea în cardul. În care, corect. Hai să vedem. Deci, echivalent cu. Muncim la ea. A minus C pe B. A minus C pe B, da. Da. A minus C supra B egal cu B supra A plus C. Adică echivalent. Că B la a doua. Corect. Egal dintr-un proporții, nu? Prozumele da, B la a doua, egal cu A la a doua minus C la a doua. A la a doua minus C la a doua, adică A minus C pe A plus C. Și rezultă da. Că unghiul A, B, C e de 90 grade. Da, nu, o să zicem așa. Ducem pe C la a doua în partea cealaltă și vine că A pătrat. A pătrat. Citim din partea asta. A pătrat egal cu B pătrat plus C pătrat. De acum zici că este dreptunghic în A. Și acum, triunghi este dreptunghic în A. Deci în măsura lui A. Egal cu 90 grade. Abia acum, da? Da, nu când e minus, când trebuie să ajungi acolo. Deci o aranjez ca să da? Fie așa, de acolo îți dai seama. Acum la B mic. B mic. C supra radical din A pătrat minus B pătrat. A pătrat minus B pătrat. Egal cu A mic supra radical din B pătrat plus C pătrat. B pătrat plus C pătrat. Echivalent cu... C ori radical așa. Din... C ori radical din
B pătrat plus C pătrat. Plus C pătrat. Egal cu A ori radical din A la a doua minus B la a doua. Și... Echivalent. Echivalent cu A... B la a doua plus C la a doua. Îl putem scrie ca... A plus B pe lângă A plus B. Cum B la a doua plus C la a doua egal cu? A, B plus C, pentru că B plus C. Cum? Zici așa, B la a doua plus C la a doua egal cu B plus C. Eu știu ce ai spus. Să lângă B plus C, nu? Asta era chiar B plus C totul la a doua. Totul la a doua era din două. Atunci se repete. Da. Dar B pătrat plus C pătrat, n-ai ce-i face. Mai trebuie 2BC, ar mai trebui. Acum să faci 1 la pătrat. Deci eu am scris-o, dar nu văz nimic. Aia, A la a doua minus B la a doua o poți scrie ca... A minus B pe lângă A plus B. Ai înțeles? Aia. Da. Păi să, da. ridicăm la a doua... Ambii membri la pătrat ca să spargă radicalul. Să scăpăm de radical. Deci echivalent cu? Deci asta la pătrat. Ce ori B la a doua? Și la a doua, Mieruna, că și pe ce îl ridici la pătrat? Uite, a zis totul. Da. Ce la a doua pe lângă B pătrat plus C pătrat... egal cu A la a doua pe lângă A pătrat minus B pătrat. Și echivalent. Acum ce se face? Desfacem paranteza, cum nu ducem mintea la altceva. Deci ar veni cât? Echivalent cu? Ce la a doua B la a doua. Ce la a doua B la a doua. Plus? Plus ce la a patra. Ce la a patra. Egal cu A la a patra minus A la a doua, B la a doua. Bun. Echivalent cu? Să facem ceva. Să vedem ce am putea lucra aici ca să ne iese o treabă deșteaptă. Îl aducem pe... Îi ducem pe la a patra într-o parte și pe ăștia lasă în cealaltă parte, domnule, să vedem ce iese. Păi la a patra. Deci se duce păi la a patra într-o parte și păi ăștia cu a la a doua sunt partea asta, da, nu? Da, să vedem, da, nu? Și vine echivalent cu ce la a doua B la a doua B la a doua plus a la a doua B la a doua B la a doua egal cu a la a patra A la a patra minus ce la a patra. Corect. Echivalent cu? Să dăm acolo un factor comun pe B la a doua, nu? Așa vedem, nu? Așa vedem. Deci B la a doua pe lângă ce rămâne cu B? Ce la a doua plus A la a doua. Ce la a doua plus A la a doua. Și pe asta să scriem ca... Egal cu... Am oprit... E pornit. Merge, 52. Da? 52? Hai să oprim ca să... Dăm...